Salutare tuturor, eu sunt Stringer și bine am regăsit la un nou episod din seria de San Andreas Multiplayer. De data asta mă aflu tot pe purple.bug.ro. Nu uitați, dacă cumva vreți să intrați pe cea mai tare frecvență, vă aștept pe frecvența 1337, este frecvența mea. Aveți cu cine vorbi, dacă dau frec members, aveți cu cine comunica, nu este guluță. Și, na, la 700 de jucători eu zic că e foarte ok. Bun, în acest episod vreau să discut cum poți face niște bani ușori la început pe Purple. Am făcut top 3 joburi, din câte știu, am făcut o schemă la boat, v-am prezentat un mini bug, dacă îl pot spune așa, cu chestia de la Mr. One, care este un bug din GTA San Andreas. Dar nu cred că v-am spus despre cum puteți face bani ușor. Asta o să fie un episod mult mai detaliat față de cel cu topul și zic și ce și cum și minuni prostii. Bun, păi la level 1 nu prea ai ce face, n-ai cum să faci afaceri decât job. Ce job poți face la level 1? Având în vedere că încă puteți să profitați de faptul că vă dă 50 de ore licența de boat, eu v-aș recomanda să mergeți la boat. Și de ce? La început nu câștigi atât de bine la boat și eu am zis, bă, ce dracu fac căcatul ăsta de job? Și până la urmă am ajuns la concluzia că, bă, chiar e bun boat-ul. Adică eu la Diamond chiar fac undeva la 1,3-1,4 KK pe oră dacă stai concentrat ca disperatul, dacă poți spune așa, poți face și 2 KK pe oră. Și de ce deocamdată recomand boat-ul? Pentru că la altceva nu am un skill diamond. Dar dacă nu îți place chestia asta cu boat-ul, să mergi pe apă, te plictisești sau nu știu, sometime, găsești o termen noi, puteți face tracker-ul ca al doilea job. Ăla iară câștigi foarte bine bani și RP-uri, la boat-ii la fel bani și RP-uri. În mare parte, joburile sunt echilibrate pe RP-uri în afară de tracker. La pizza cred că câștigi cel mai bine RP-urile, dacă nu mă înșel. Bun, hai să discutăm de jobul tracker. Am ajuns la jobul tracker să fac undeva la un silver 1 și pot spune că se câștigă banii ok. Sper că nu se aude ceva de pe fundal cum trece un tractor. Na, numai în România se trec tractoarele pe aici. Din nou, nu stau în fundul satului sau chestii de genul. Bun, pot să zic că la tracker se câștigă destul de bine. Adică, dacă faci cele mai scurte, cred că la început e undeva la 20-25k pe la bronz și la silver câștigi ceva mai bine. Bineînțeles, pentru că avansezi în skill. Dacă ai niște prieteni, faceți un convoi, o caterincă, ceva, nici nu simți cum faci skill și faci și bani. Bun, și o să mai discut și de pizza. Bun. Pizza faci la început numai dacă vrei rapid level 3. Numai pentru atâta faci pizza. De exemplu, vrei un level, adică stai până la level 5, că acum s-a modificat și poți să-ți cumperi un vehicul personal numai de la level 5. Normale și premium sau expresive sau ceva de genul ăsta sau categoria sport, level 15. Deci dacă vrei să faceți mai rapid level, puteți să faceți pizza. Poate o să zici unii, bă, am înțeles că tu vrei să faci level 15 mai rapid, de ce nu faci pizza? De ce? Pentru că am skill diamond la boat și vreau să fac și bani. Și după părerea mea, eu consider că dacă vrei să faci bani și RP-uri, cel mai bine e să faci boat. A fost infectat cu coronavirus. Da, du-te, drag. Ce îmi place coronavirus. Bun, hai să beau gură de cafea între timp. Cer scuze că în ultimele două zile n-am postat un episod, adică acest episod de la ora 9, doar că credeți-mă că nici eu nu mai am atâtea idei de videoclipuri până nu se deschide aplicațiile la PD. Dar nu asta contează, o să fac un clip special unde vreau să aplic și cum vreau să aplic. Și de ce și ce m-a determinat. Bun, acum discutăm despre bani la început. Să mai mă gândesc. Bun, ai făcut level 5, deja poți să începi afacerile.
Dar acolo nu mai poți considera un început, pentru că cred că stai un season să faci level 5, depinde cât de activ ești. Dacă n-am știut, s-a adăugat comanda slash RP și de aici puteți vedea cum puteți să faceți RP-urile. Chiar la început puteți face Mr. Wangu, adică vă ajute enorm de mult. Și din câte știu eu, puteți să-l faceți și de la level 1. Ai luat 6 PD-uri, direct poți să faci Mr. Wangu. Da, Cidre poate să-ți pice tigăi pe 4 roți aduse din Polanda, aici exportate în România. Dar poate să-ți pice și ceva Bullet, Infernus, Sultan, adică pe Infernus ei la început, dacă ai bronz 1, ei undeva la 1,1 kk, pe Sultan ei 500k parcă și pe Bullet 800, pe acolo, undeva între 800 din câte știu eu. Oricum, la Wang se dă 1% din prețul din dealership, dacă cumva n-am știut. Ăsta cred că e un episod mai mult pentru jucătorii care sunt noi apucați, n-au avut nicio legătură cu Bagdu sau ceva de genul ăsta, dacă am văzut că sunt ceva jucători care zic, băi, am intrat pentru prima dată aici. Și aia e chestia. Bun, slash quest. Questurile să vi le faceți de fiecare dată, un ban în plus și RP-uri, nu prinde rău, din fericire. Nu știu ce nu mi se pune asta cu LV-ul, poate trebuie, nu trebuie să dau click pe el. Și la altceva, nu știu ce alte metode, în afară de afaceri, cumpărați mai ieftin, vindeți mai scump. Eu, sincer, toți banii pe care i-am, i-am făcut din joburi. Deci da, am bani făcuți din joburi, numai joburi. N-am băgat, adică am băgat 500k la Blackjack, atâta ce am băgat și cam atât. I-am pierdut și i-am zis, bă, eu nu mai intru în viața mea acolo, că nu-i de mine, e pervers. Dacă vă considerați norocoși, mai puteți merge și la casino? De ce nu? Adică ai sisteme, pe Bugged chiar ai sisteme și pe Blue și pe Purple de casino. Ai Dice, care nu cred că se mai joacă atât de multă lume barbut. În 2020 pe Bugged nu cred că se mai joacă lumea barbut. Toată lumea e ruletă, pariuri, să nu vorbesc de pariurile sportive care e full pe acolo, la fel și la ruletă. La Blackjack nu prea se îngrămădează sau nu prea mere lumea pe acolo, pentru că unii nu știu cum se joacă Blackjack-ul, adică la ruletă e cel mai simplu. Alegi ce-ți trei culori, dai la buleală, care pică, pică. O picată aia câștigat, ori 2, na, depinde dacă e green, e ori 14. O picat aia, ții banii, n-o picat, ai colpi, rotofail-ul, am înțeles. Dacă nu, ceau, ți s-au dus banii, aleluia, amin, nu atâția tam-tam, ham-ham. Dar na, ia să văd cât timp am filmat. O minute, na, not bad. Nu că e faza, e chestia e că nu am un procesor pe al doilea monitor pentru a nu se vedea cu lag filmarea, e o problemă chestia asta, mai ales că eu nu filmez cu game capture sau cu display capture, ci cu window capture, nu știu, n-am reușit cu game capture-ul, mi-a mers o perioadă după care n-am mai mers, dar e ok și cu window capture-ul, am un FPS decent și mod pe cu ăsta mănâncă ceva, adică nu, mănâncă puțin acolo. Cerul ăsta e cei mai așa mai bulangii o țăr, dar restul chiar așa arată bine. Și am văzut un comentariu că îmi dau credite. Unde am zis eu că îmi dau credite că asta a fost ideea mea și că e făcut de mine, e recreat de mine, e altceva. Dar nu e ideea mea. De asta e un mod pe refăcut după ce posta Wake în 2016, ca să dau și un răspuns pentru chestia asta. Nu știu dacă se uită la episodul ăsta. Da, mă rog, am văzut că nu a fost postat, nu găsești link de download, că poate a fost postat un scurt timp link-ul de download acest modpack. Eu nu l-am mai găsit, că l-am și căutat. Și atunci am zis, bă, dacă tot am cunoștințele astea de a face acest lucru, de ce să nu? De ce să nu recrez? Pentru că când jucam 2016 pe Onix, mi-l doream și nu găseam link. Și dacă tot am posibilitatea acum și mintea de a reface, de ce să nu pot să le refac? Și l-am refăcut în proporție de 95%. Nu am câteva vehicule, atâta tot. Și nu le știu toate vehiculele ce moduri spre, dar restul e totul la fel.
rest cu banii, nu cred că mai am ce să vă zic, bani la început. Vă recomand joburile, cum ziceam, dacă vă considerați norocoși, puteți să mergeți la casino, să vă rupeți toți banii. Am văzut băieți din 1KK, 4KK, au făcut mărtanii bani gârlă, frumoși. 100KK, 200. Deci se poate, deci se poate. Numai trebuie să ai creier. Atâta tot să faci și banii, ca în viața reală. Dacă mai pe așa, mai pe manevrală, nu știu ce, ai bani. Dacă e mai cu munca cinstită, mai greu. Mult mai greu. Eu am fost Stringer, cam acesta a fost episodul pentru ziua de astăzi. Nu uitați, dacă cumva vreți să intrați în frecvența 1337, vă aștept cu cel mai mare drag. Pe mine aici o să mă găsiți, sau în clanul meu, care deocamdată nu mai recrutez până nu fac level 15. O zi plăcută, salut!